Da, domnilor, uitați-vă, doamna Olga s-a trezit acum din canapeaua aceasta care v-am arătat aseară și a început acțiunea. Dar ce acțiune am început? Nu știu ce ai început, a dar... A venit cumnatul pe la mine și uite, am făcut un pui la ceaună așa. Așa, ai făcut un pui la ceaună. Ia și pun asta pe ce. La ceaună, așa pentru cumnatul meu de la ceaună. Fratele lui Bogdan, adică fratele tău și știu. Dar de ce a venit? Spune la fanii tăi. Păi a venit să-mi aduc un pește. Nu, spune adevărul că cumnatul tău a venit că a auzit niște ceartă între noi, niște discuții care au fost acolo cu tine, cu Șatra și ți-a adus ciuperci, uitați-vă. E făcut un cadou, un pește. Uitați-vă, un pește i-a adus din ăsta proaspăt. Dau să-l preparăm pește. Da, și s-a încertat cu mine din cauza lui Olga. Zice, de ce mă încerc cu ea și de așa ce vreau ca să o trimit la Strehaia. La Șat, duce-te dacă vrei. Ia, uitați, el a venit despre situația care a aflat pe YouTube. Da. Și venim să rezolvă discuția. Veni la fratele meu aici să vezi ce probleme mai are și el. Da, cu doamna și, Olga. Și a adus și un pește, i-a făcut un cadou, am fost la baltă, a adus și o sticlă de vin din asta de la Buturoagă, de acolo de la noi, de la Țarăș. Un pește din asta așa, păi, care îl prepare doamna Olga acum. Dar nu știu cum să prepare peștele asta acum. Cum îl prepar la fanii tăi peștele? Cum să preparăm acum? Da. Vede cum am preparat asta? Vede lume. Vede cum am preparat găină la ceaun. Găină de casă, de la curte, de bio. Crescută cu... Vezi usturoi, cu muștiri de usturoi. O să facem și o mămăliguță? Da, stați pe pasă și nu ratați, că o să urmeze și mămăliguța. Și ciuperții acești, nu știu, zbio sau nu știu de unde sunt luați. O să urmează mămăliguță. O să-i facem la tavă cu usturoi, cu mămăliguță, cu celul. Dar pentru mine e important acest peste. Deci când te-ai gândit că vine astăzi fratele tău? Cum? Trebuia de la țară să vin, dar am fost pe la Brașov. Ce, vă duc filmarea cu noi de aseară? Da. Că mă gonește Bogdan la Șatră. Da, da, da. Ce problemă, cum să gonesc eu pe cumnatul? Vă gonesc pentru că dacă am toate discuțiile și toate problemele cu Șatra, cu ăștia, ce să mai... Lasă lumea să vorbească, fii cu minte. Eu la asta nu vreau zi de zi numai comentarii și pentru asta am comentat alarter ieri pe live-ul ei ca să știe și lumea despre ce e discuția. Lasă-mă. Da. Și tu pentru asta ai venit aici și te încerci cu mine acum, nu? Am venit, bă, fratele, să vezi ce probleme. Nu te încerci cu mine, n-ai cum. Ce probleme, fratele meu? N-ai cum să te încerci cu mine. Trebuie să-i spui lui cumnată ta, lui Olga, să vorbească cu patroana, cu toată Șatra, să o lasă în pace. Dacă ea este aici la Craiova, este în familia noastră, gata, nu mai are treabă Șatra cu ea. Dacă tot o ține așa una, două, v-am spus, vineri, sâmbătă, pleacă acolo la voi. Iau că vine frate să-l iau de la... Nu, vine să mănâncă un grătar, dar nu vine pe alte treburi. Din la solul. Păi vine, ia uite ce-i pregătim. Și el tot nu vrea să vină, uite. Ciuperci, mămăliguță, avem de toate aici. Nu. O să face... Ia, de cea unul e gata, da? Vezi? E gata găina la cea un, dar acum... Gata, uitați-vă, fraților. Acum o să facem mămăliguță. Da, știi ceva, Olga? De focul mai încet, că la mămălig așa să de mai încet. Da, dar până fel gata. Ca să se faci bine, știi? Așa e, că nu se... Că focul după aia nu... Dă-l mai încet. Foarte încet, da. Mai încet. Dă-i, mai încet. Păi când să mai încet. Dă-i că spui eu. Invers? Așa. Mai, o țără. Să fiarbe încet, că așa... Așa cu nadie, trebuie să mai mântezi și după el. Așa sunt învățată să fac mămăriga la curte, afară. Păi învață! Eu nu am făcut la apartament, eu am făcut la curte, la ceaun, cum faci tu la acolo, la...
Știu. La Caraula, cum faci tu la albătrân, la ce om? La albătrân, da. O să mă duc la albătrân, la ce om, să fac mămăligă acolo, că da. E mai bine la ce om. Da, e mai bine. Măi, și ce faci? Te duci la... Să faci la petuci de ăla, așa. Da. Mare, da. Cum faci o patroană. Pentru 20 de persoane, da. 30, așa. Bun. E. Mă duci acolo, că puntea ne uite ce vrea, să mă trimite la șatră. Las pe hai, ce se caută la nu, nu mai pleacă, gata. Ce să mai fac la tine? Dacă vreau, puteam să merg la patronul. A intrat în șatra noastră, nu, gata. Nu, cu patronul. A intrat în șatra noastră. Eu, cum la tine nu mai se duce, eu. Ce să spun? Nu vreau ca să avem ceartă. Cu ceartă nu poți să faci casă și masă, știi? Păi ce ceartă, frate, mă, că e femeie ca lumea. Păi ea e ca lumea la șatra, se aude numai vorbe despre ea, că... Cu frate, să mă zic eu, că ce crevă, să ne fac eu lutică, că la Caraula. Da, la Caraula. Să ne fac lutică la Caraula. Da. Da. Asta că o să vină el odată și odată de la noi și să vede situația mai bine și să... Înțelege și el treburile cum a fost cu acest persoane care i-a venit niște vorbe. A zis să nu am nici căcă, așa. Da, dă eu șoc. Ce s-a avut de gază de așa? Dă-l mai încetul. Înțelegi? Da, așa a zis. A zis că vine la Caraula. Unde vine Caraula aia? Pe lângă Craiova e. Pe unde să vină Caraula aia? E periferie Craiova. Nu. Și a zis că îi dai 20.000, 50.000 de euro. Îi dăm, nu e vorba de 20.000, 50.000, nu e vorba de aia. Așa mi-a spus, băieții, vine frate, să plătică, să-i dai 50.000 de euro. Îi dăm la patroană, îi dăm lui, dar unde e nevoie, îi dăm. Da, e vorba ca să nu mai aude vorbe din altă parte. Să spune, da, frate, nu mă interesează și cu asta basta. Pe mine mă interesează de sorul mea. De Olga originală și de Bogdan original, de tică, da. Cum îi spune mie țigani. Nu trebuie să asculte de lumea care vine cu fel și fel de vorbă, inclusiv de foștii mei cumnați. Că aia nu am nicio treabă cu tine și nu trebuie să vorbească ei împotriva mea. Ce a zis, frate? Că a fost odată, vine... acum nu mai e. Ce că să vezi cât plătește Bogdan acum, eu plătesc, da. Nu e vorba de aia. Hai să lăsăm discuția asta, că oricum, Olga, o să vedem până vineri, sâmbătă, ce mai prepară pe aici și pleacă, nu știu unde pleacă. Unde pleacă? Dacă te supără și atra, unde crezi că pleci? La Caraura, la Caraula, să fac mămăligă, la ceamă. La șatră? Să duce eu. Bă, gata, de acolo nu te mai spate ăștia din șatră. Cum ai ajuns la șatră, acolo, gata, s-a terminat toată șmecherie. Acolo mă duc. Și la Mamaia, și la toți acolo. Merge la Caraula, face mămăligă, iau la ceaun de ăla de-al mare. Nu avem ceaun, trebuie să cumpărăm ceaun. Nu trebuie, fratele tău, am 3 acasă. De asta te văți. Doamne, de-ar aștept peștere acesta. A, dacă vine eu acum. Să facem asta. Da bine, da bine, să bine. Prea bun. Țigani o grămadă, bă! Trebuie să-l preparăm la țigare. Ce a zis țiganii de la Caraula? Ce-a văzut de Leo? Da. A zis că vin la Caraula să plătească Bogdan 50.000 de euro. Bă, așa e la voi, când iau femeie să plătește, nu? Da. La voi așa e? Da, să face nuntă cu salam, cu guță. La voi trebuie să dă bani. La noi să face nuntă cu salam și guță. Facem nuntă? Da, dar tu ce nuntă mai faci? Tu trebuie să faci ăla, cununia de argint. Da? De ce? Păi nunta, ce mai faci nunta la o vârstă asta? Păi cum să nu facem nunta la biserică? Facem? Lasă să fiarbă, lasă. Sunteți bătrâni? La biserică. Dar lasă că știu că să fiu băi. Unde facem asta? Zi, revelionul? Unde mergem? La turci? Unde mergem? La Craiova îl facem. La Craiova îl facem. Nu mai bine cu albătrân. E bine aici, nu mai îl facem la țară. E bine, uite aici, avem un spațiu foarte mare. Fraților, uitați ce spațiu avem aici pentru toată lumea. Și mai avem încă o rezervă pentru persoane speciale mai mare aici.
Da, da, să, dacă mai vine ăștia cu pește... Cine vine aici e bun primit, cu plăcere și cu toate cele bune. Mai cumpăr pește? Ce? Păi nu l-ai prins tu din... Nu l-ai prins din baltă. Ai din baltă, da. Da. Ai zis să mai cumpăr pește. Și mai cumpăr... Păi eu am crezut că l-ai prins din baltă. Da, din baltă e prins. Proaspăt, acum a ales. Da. Eu am zis, mamă, ce bucnate am, eu de ce am prins ce pește, a avut doua de bani. Păi avem crescătorie deci, acolo. Nu l-a cumpărat, nu? Nu. L-a prins el. Ce zici, bă, frate? A vrut ca să spune că l-a cumpărat, să-i dăm banii pe el. Dăm știi, să nu-l aducă degeaba, a, știi? Îmi dai banii pe el? Da, frate, vezi. Nu îmi trebuie. Cât e peștele ăsta? Cât costă? Un milion? Cât costă peștele ăsta? Nu știu. Un milion jumătate. Are în jur de vreo 5 kg peștele ăsta. Cam așa ceva. Merită un milion. Un milion? Da. Niciun ban. Ce mă mălig a ieșit aici, fiți atenți, fraților. Până mai încet. Mă, să poate așa. Deja s-a învățat doamna Olga să facă și mămăligă pe aragaz. Ce mă, vezi? Că știi să... Da. Face o mămăligă. Știi, dar din păcate tot vezi? Uităm ca să luăm un lemn din ăla, un lingură sau ceva, să poate să amestecă bine. Dar noi, de fapt, nu prea mâncăm mămăligă așa, dar s-a făcut pentru peștele acesta pește. Și pentru cumnatul sau că a venit la ea. Cu pește merge, da. Mămăliguță caldă, merge. Și cu un vin din asta, vin așa, bun, merge. Bun. Cu mămăliguță, pește e bun. Și așa, fraților, așteptați și stați pe fază și la peștele acesta și la ciuperci. Ciuperci îi pregătesc eu că cam cu ăștia ne-am crescut. Ciuperci și pește. Ciuperci și pește, da. Ieți a adus planetorul. Ieți a adus da, pește și spune, spune lui, n-a crescut cu ciuperci și pește la noi. Aleșteu și ciuperci la noi. Ia, așa e. Da. E bun peștele și cu... A, știi că așa îi place lui Bogdan. Cu ăștia ne-am crescut. I-am luat lui fratele meu, face pe grătar, e bun. Da. Fraților. Major parte caraula fraților țigani de acolo au crescut cu pește de la Baltă, de acolo, de la noi. Din Baltă, din Baltă, de la noi. Caraula. Caraula. Și ciuperci care au fost acolo pe izlaz la noi, da. De aduceam cu sacul. Cu da. Sacul aduceam ciuperci. Da, fraților. Să nu uite caraula de unde a plecat. De la peștele din Baltă și ciuperci și mămăliga. La caraula așa nu uitați, aduceți-vă aminte, fraților. Că așa, uite, noi n-am uitat, suntem aici la Craiova cu doamna Olga pe spate. Adică cum? Și cum lată e. Ca să ne aducem aminte din... Din trecutul ia nostru, din copilărie. Să vă aduceți familie. Da. Și nu ratați și stați pe fază să vedem cum să prepară și acest pește. Voi erați învățați la restaurant din Germania? Da. Păi da, acolo era mai bună mâncare. E mai bună la restaurant. Da. Dar cea mai bună și a bună asta e, care o prepar tu acum, da? Direct. Uitați-vă, fraților. Da. Asta ce este, mi-a dat ceva bun. Simți o minune din viața ta, simți că trăiești. Da. Ormai știi cum, ce faci astăzi, mâine nu se știe. Nu mai mă trimiți la patronat. Știi ce spun? Ce? Ce faci astăzi, mâine nu se știe. Ia uite cum ții telefonul. Ia și mănânc acum. Ține telefonul bine așa. Da, uite. Pește acum... L-ai ținut invers, cred că. Nu, e bine așa. Cred că l-ai ținut. Așa, nu? Nu, că e bine. De aici trebuie să-l țin. Așa. Aici. Se vede, se vede, oricum se vede. Stai liniștit, că așa, da. Se vadă banii cum fac mamărică la ceaun, ca la caraură. Se vadă țiganii tăi. Și așa? Te vede fratele tău, Leu, da. Ia uite ce face să nu zic, că eu nu știu. Că ai luat român, că ai luat țigan, unde faci mămăligă, să știm țiganii tăi de la caraură. Zice, eu te sorbea ce faci. Da, păi știe, știe că asta nu e prima mămăligă, s-a mai făcut mămăligi pe aici. Dar nu s-a făcut cu acest pește. Acest pește, fraților, care... Caraul a fost rege numai în pește. Numai cu pește. Bine, asta la e un pește altfel, dar avem și crapă, avem și caras, avem toate peștele acolo la noi. Bă, și mai lăsai, am trei bucăți. Da, să mai prind acolo la noi pește, să mai prind. Cum e, o
saci. A, mi se pare că a crescut papura aia acolo. Nu mai e nimic. Sau... Acolo e pește mult. A, s-a papura. Făcut crescătorie acolo. Acolo e, a, se pește... Ia uite ce am prins. O să duc lui cumnatul meu, lui Leo, un pește, dar nu din asta crap, o să-i duc și un caraz din ala. Dar nu știu când pot să mai mergem noi pe acolo la crescătoria aia să-i ducem. Bă, se încălzește timpul într-o zi. Și dacă în gheață mai putem să prindem, spargem gheața și ies afară la gheață, nu? Nu ies. Nu? Nu. Ha. Zilele ăștia, dacă... Așa trebuie. Așa trebuie. Da, nici la mers asta. Stai că nu mergea înregistrarea, bă. A frumos, bă. Mă țineam telefonul și nu mergea înregistrarea. Acum, bă. Acum. Merită 70.000, ai văzut pe senzorul lumin. Ăștia, mămăliga aia. Gata, s-a terminat. Ia să a terminat igaia, domnule. A făcut pentru cumnatul găină la ceaun. Găină, de casă. Asta frumos. Dar nu prea mult olă, că mai avem aici și ciuperci de așa. Făcut. Aici. Mămăliga deja e gata. Uitați-vă, fraților, bio. Așa. Avem și peștele de prea. Și mamaligă. Mamă, ce e aici, fraților? Mamaligă, ceva bun aici. La ceaun. Ia să vezi ce e aici. Nu e ca ceaunul ăla mare, ia. Dar avem și noi un ceaun mai mic. Să poate vezi? Face. Bonzo. Hai că tăiem mamaligă aici, așa. Dar știi cum să tăiem mamaliga, Olga? Coață. Bravo, vezi că știi. De ce n-ai tăiat coață? Ca să aduci din urmă amintirile la... Aici știi unde sunt. La fanii tăi. La apartament. Da. Când o fi să mergem la apartament, Dar tu știi că coața e și o problemă? Ce? Am tăiat odată la București, știi, coața, cu ăsta. Merge cu cuțit, n-are nimic. A tăiat mămăliga cu ața, fraților, și a pus ața pe mămăligă. La București ăsta, cum îl cheamă, nu mai spunem numele. Și omul s-a terminat mămăliga aia felie tăiată și a rupt cu mâna din mămăligă. Și când a rupt cu mâna, a luat și ața. Și a pus și ața în gură o dată cu mămăligă. Și așa, doamna Olga, nu mai taie cu ața. Taie cu cuțitul. Uite cum s-a prinde becuri, bă! Cum s-a prinde becuri singur. Senzul tot este aici. Dacă vii să faci ceva aici, te ia și camera aici. Băi, ești mica, hai, voi nu mâncați. Aici avem și murături. Păi îmi pus răzut. De la Caraura, de la mama. Ai adus și murături. Aici. Bun, murători buni. Jumări. Uite ce e aici. Aia cum mănâncă, poftă bună. Mulțumesc. Și după Bogdane cu el, hai să primim de mare. Respectă pe cumnatul, nu? Bine ai făcut cumnate că ai venit la noi. Bine ce-am găsit. Că așa eram singuri noi aici. Da. Și nu ne mai înțelegeam. Dar nu se vede despre ce e problema. Ia uite ce e aici. Așa e bine. Aproapele tău trebuie să vină să se vede și să discute cum e situația și ce este. O țurculiță. Merge cu murător, cu... Mai, fraților, vă dorim poftă bună. Avem aici, avem și noi. Hai cu notul, pleci. Azi. Eu vă rând pește, eu vreau să pregătesc peștele de la tine. Da? Da, să fac usturoi așa cu salamură. Azi mă duc și mai prin. Dacă la țară vei stea. Mai ți-aduc 3-4 bucăți de aia pește. Mai ți-aduc. Da, să mai vii. Să avem de anul nou. Dacă peștele de anul nou auzi, aduc ce noroc. Să-l punem la peștele. Dar trebuie să-l punem cu solz de secretul, ca să avem noroc. Da, să-l facem, preparăm cu tot cu solz. Că zice cât de solz sunt pe pește, atâți bani să facem. Ia uite cum e solz, da. Păi ia uite, a venit cumnatul cu noroc, cu peștele, cu solz pe ele. Ăsta e peștele cu dorință. Trebuie să-l spui, Bogdan, o dorință. Că a venit peștele la tine. Dorința mea e ca să nu pleci.
Aaa, nu se opresc, că tu mă trimite la șadră. Păi te trimit dacă toată șadra ține de tine, ține de tine, haide, 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 haide. Eu, leu, frate, să duce. Ce să faci? Nu? Zice, bă, mă duc la sorul meu. Hai, 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 hai. Să mai vede și ei pe la tine. Da, ia uite, fratele tău, e de acord cu noi, nu? Nu? Să fim împreună, de acord. Vezi, ne-a adus pește, ne vrea bine, le-a văzut filmulețul de aseară că tu mă trimiți la șatră. Și a venit spre. Să vadă care e ceasta. Da, Bogdane, dar uite, fratele tău nu prea seamănă cu el, cu el, nu seamănă tu. Mi-a adus și banii, 50.000 de euro. Da. Tot ca să facem pace. Asta era surpriza pentru mine și nu știam. V-ați vorbit? Păi da, să-i dai lui fratele tău 50.000 de euro. Ca să-i lasă în pace. Da, astăzi nu mai e. Ați spus că vine la Caraula? Unde vine Caraula asta? Da. Când e la Caraula? La Bogdan. Țiganul ăsta unde a zis că e arab. A zis că e țigan arab și că e de la Craiova. Dar el era de la Caraula și eu nu știam. Ai văzut? Și unde ești acum? La Craiova. Aha, pe atunci ce a, tu stai la Craiova, dar ai crescut la Caraura acolo. Cu pește și ciuperci am crescut. Cu pește și cu ciuperci? Da. Hai bă, Dani, că nu cred. De aia n-ai tu burtă de la. Da. De aia n-ai burtă. Da. Și ești manichin. Toată Caraula este băgată în dietă, că au crescut cu pește și ciuperci. Și cum am adică? La baltă. De la baltă, din Vali, din de la Artago, de la baltă. Păi vreau să mă duc și eu acolo, unde e balta, la voi, acolo. Unde, e frumos. De unde luați voi peștere. Da, e frumos, e să vă duc eu odată acolo. Păi, stai frumos. Vă duc eu. Foarte frumos. Închide filmarea și aia, ia că sărcește mămăria. Da, salută și tu, Fani. Vă pup cu drag și urmăriți canalul de YouTube al lui doamna Olga. Da. Și al lui Bogdan original, zici Tică. Tică de la Caraula. Ai, eu salut toți țiganii de la Caraula, toți țiganii de la Craiova și din toată lumea. Le salut, să le dă Dumnezeu sănătate, sărbători fericite alături de cei dragi. Și toată Strehaia. Da, și la Strehaia.